Săptămâna aceasta, salariații Direcției de Asistență Socială din Primăria Romana au trecut la repartizarea ultimelor cantități de alimente venite de la Uniunea Europeană pentru sprijinirea categoriilor de persoane defavorizate. De la Direcția de Asistență Socială vă pot informa că mai sunt 1000 de persoane de ridicat alimente. De azi începe categoria pensionar, deci până acum au luat categoriile ajutor social, handicapul, șomeri. Termenul de finalizare este 15 august și până acum s-au dat la peste 3500 de persoane. La Roman beneficiază de ajutoare în alimente de la Uniunea Europeană un număr de 4500 de persoane. Au dreptul să primească astfel de ajutoare pensionarii și șomerii cu venituri sub 400 de lei, șomeri neindemnizați, beneficiarii legii 416 a venitului minim garantat, revoluționarii care au participat la evenimentele din decembrie 89. Vor mai primi alimente și veteranii și văduvele de război, foști deținuți politici, copii orfani neinstituționalizați, persoane deportate în Rusia, persoane cu handicap grav și accentuat. Anul acesta, un pachet de alimente conține 3 kg de mălai, 3 de făină de grâu, 2 kg de zahăr, 2 litri de ulei, o pungă de pastă făinoase, 3 conserve de carne de vită, 4 conserve de carne de porc și 5 conserve de pate de ficat. Alimentele au fost ridicate de la depozitul alimentar din strada Ștefan cel Mare, situat în spatele Poliției Comunitare.